Bună dimineața. Trebuie să-mi schimb neapărat iar din rutine și din obiceiuri. M-am trezit mai obosit decât atunci când m-am culcat. Am spălat eu ieri cele albe și bineînțeles că nu știu ce am făcut, dar au ieșit culoarea, așa că am cel mai roz șosete. Am început ziua de astăzi cu un prim mesaj, când m-am uitat pe telefon, primit de la o doamnă de la sală, de la centru de slăbit. Dorule, am o veste proastă. Lavinia a murit. Lavinia este puștoaica, sau mai bine spus a fost puștoaica de 13 ani, bolnavă, care la Crossul Orășii, la prima ediție, tot taxa de participare și tot ce s-a strâns donație a mers către familia ei pentru tratament. Ea, înțeles că a fost operată undeva prin luna ianuarie, de atunci a stat doar la terapie intensivă. Salut, salut! După care, am înțeles, de câteva zile a intrat în comă și a pierdut lupta cu viața doar la 13 ani. E mult prea nedreaptă viața, așa că hai să ne bucurăm că n-avem nicio certitudine, că tot ceea ce ne propune și tot pentru ceea ce ne zbatem zilnic, dăm cu piciorul la fiecare clipă, o să și atingem. Zorina, tu ce faci? Bine, am venit la sală. Ești pregătită? Ignor. Da. Așa, uite, te filmează și te pune pe YouTube. Tati? Dacă tot te pui lângă ea și tot petreceți atât de timp împreună, nu vrei să o chemi și acasă să facă curățenie, să spele vasele? Unde-s pătrățelele? Da. Unde-s pătrățelele? Și vreau să-l faci și tu, doi, da? Nu știu, da, de-acolo tu. Mă, dacă stau bine și mă uit, seamănă unul cu altul, dar modul în care l-ai făcut e diferit. A făcut doiul. Rezultatul este același, dar modul în care a făcut doiul este diferit. M-aș bucura enorm de mult dacă am putea să-i lăsăm pe cei tineri să facă așa cum cred ei, să nu mai să fie ca noi. Fă ca mine, că așa este bine. Cum, tati, eu sunt cu capul? Cam da. Păi de ce spui că sunt cu capul? Că mă ia după o știgății la mama.
Păi și ce dacă maica ta spune că eu sunt cu capul, așa este? Da. Dar tu, părerea ta sinceră, crezi că sunt cu capul? Da. Spune-mi ceva care te-a făcut să crezi lucrul ăsta. Mama. Simplu.